A fost o seară memorabilă pentru Simona Halep. După ce în urmă cu 3 săptămâni fratele a spus da la starea civilă, acum e ginere, mirii au petrecut separat, s-au întâlnit doar la miezul nopții, așa cum cere tradiția română. Nunta celor doi va avea loc mâine și invitat de onoare va fi, desigur, marea tenismen. Simona și fratele ei, Nicolae, au ajuns la restaurantul de lux puțin după miezul nopții. Într-o ținută elegantă și vizibil emoționată, Simona a fost fericită să poată participa la cel mai important eveniment al familiei. Nicolae și aleasa inimii lui, Luminița, au semnat deja actul de căsătorie la jumătatea lunii septembrie. Mă bucur foarte mult pentru ei, o să fac o familie frumoasă și le doresc tot binele din lume și o să fiu alături de ei totdeauna. Invitații au fost gata de petrecere. O atmosferă la înălțime, cu muzica artiștilor a români. Tradiția trebuie respectată. Simona este cea care trebuie să fie următoarea mireasă. E greu să vă spun acum când îmbrac eu rochia de mireasă, dar o voi îmbrăca într-o bună zi. După ce mirii au avut fiecare nunta lui, fratele Simonei și soția sa își vor uni destinele mâine în fața unui preot la Biserica Sfântul Gheorghe din Constanța.